Ziua bună se cunoaște de dimineață, zic eu că așa este, mai ales dacă îți încep dimineața cu oameni buni și inspirați. Am privilegiul și bucuria astăzi să stau de vorbă cu scriitorul Igor Guzon. Bine ați venit, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Cred că nu a fost complicat de Acceptat. <laughs> pentru că suntem la o emisiune matinală, vreau să vă întreb cum arată dimineața perfectă pentru Igor Guzun. Dacă sunteți o persoană matinală și ce tabieturi aveți? Cred că sunt o persoană matinală, mai ales că odată cu înaintarea în vârstă, dimineațele sunt mai frumoase decât serile. În același timp, nu știu dacă am tabieturi pentru că Dimineața este pentru a -ți face planurile pentru peste zi, când într-o zi este totul posibil. Spre seară îți dai seama că nu ai reușit să le faci pe toate, dar dimineața, mai ales primele ore de dimineață, sunt pentru a avea încredere că totul, totul vei reuși. În același timp, probabil că nu mă deosebesc prea mult de alți oameni. Uh, dimineața înseamnă trezirea, spălatul pe dinți uh, <laughs> și toate celelalte, de la cafea până la câteva vorbe schimbate sau uh, planuri pentru a face ceva împreună. Dar vă place rutina sau încercați în fiecare zi să schimbați, să ieșiți din programul ăsta 8-5, ora 8, ora 5? Uh, imprevizibilul vă știu, place? Eu sau? cred că Rutina are și ea farme cu ei, pentru că nu este prea loc de improvizație și atunci cred că și oamenilor nu le plac surprizele. Și atunci când totul este oarecum planificat sau cel puțin ai idee ce o să se întâmple, este mai ușor ca asta să se întâmple. Vreau să vorbim acum despre iubi. Este cartea care, zic eu, v-a făcut și mai iubit printre cititori și care de curând a fost inclusă în topul... 10 cărți cele mai citite din anul 2019. Și vreau să da, întrebi... s-a întâmplat și mă bucur pentru carte și pentru ceilalți nou, nou colegi care au intrat în topul ăsta, mai ales că sunt atât de diferiți și atât de diferite vârste au. Mm -hmm, am observat și eu asta. Dar când și cum vă simțiți un scriitor uh, iubit? Nu știu, atunci când dați autografe, când sunteți invitat la interviuri, cronicile, premiile vă fac să vă simțiți apreciat sau poate simpla părerea unui cititor? Adică care, e, care sunt măsurile iubirii publicului pentru poezia dumneavoastră? Eu cred că ați și răspuns la întrebarea asta cu exemplele astea. <laughs> uh, nu știu dacă scopul vieții sau uh, Creații literare a unui scriitor este că să fie iubit. Mai degrabă, cel puțin în cazul meu, așa simt, și așa cred sau bănuiesc, este că uh, ai o misiune de făcut, ai uh, un drum de parcurs și atunci. Uh, Astea sunt bucuriile care vin ca recompensă, dar nu asta este scopul, că să fii aplaudat. Poate că este de ajuns să fii citit de un om și atunci în viața lui se întâmple ceva pe care a așteptat sau de ca... pentru care a muncit și atunci cartea asta l-a ajutat. Probabil că cartea asta, iubi sau iubi, așa a fost una dintre intenții ca să fie cu câteva accente și fiecare să înțeleagă sau să pronunță așa cum cred că este mai potrivit. A fost ca uh, să fie o carte caldă, o carte despre uh, dragoste la vârste mature sau vârste înaintate și atunci mi se întâmplă chiar în aceste zile să discut cu unii colegi care sunt uh, mai tineri și trec și ei prin uh, toate grijile unei căsnicii în care există dragoste, dar nu asta este îngrijorarea principală, ci toate celelalte, reparația, copiii și așa mai departe. Și atunci, cred că în cartea asta se regăsesc câteva dintre îngrijorările și constatările vârstei asta de maturitate. Dumneavoastră sunteți un scriitor perfect racordat la ceea ce înseamnă social media, la discursul tinerilor. Sunteți foarte prezent pe rețelele de socializare. Dar mai ales cartea dumneavoastră a devenit așa și un fel de, nu știu, obiect artistic, de bibelou, văd foarte des oferită drept cadou, niște genți transparente, elegante. Și vreau să vă întreb cum vă uitați la consumul de poezie sau de artă în general pe internet? Credeți că uh, este șterbită cumva din valoarea literară a unui text? Pentru că sunt unii scritori care nu-și publică niciodată textele pe internet. Într-un soi de pretenție sau de elitism, nu știu. Gândul meu este că uh, cărțile trebuie să fie acolo unde sunt cititorii. Fie că în vârstă sau dintre cei mai tineri, dintre adolescenți. Și dacă acolo este o platformă în care ei fac schimb de rețete de impresii de orice cred că este importantă în viața lor, de ce și cărțile să nu ajungă acolo. Și uh, am mai învățat de la colegii mei care sunt mai tineri și sunt uh, studenții mei pe parcursul uh, mai multor generații că o grămadă de lucruri pot învăța eu de la ei. Și probabil că uh, dacă sunt prezent acolo unde sunt ei, înseamnă că am învățat și eu ceva uh, de la ei și atunci uh, Relația dintre oamenii mai în vârstă și cei mai tineri poate fi așa în ambele direcții, deci putem învăța unii de la alții multe lucruri. Așa mi s-a întâmplat cu fica noastră, că învăț, învățăm și noi de la ea multe lucruri, câteodată ea ne mai întreabă câte ceva și atunci păstrăm și legătura și învățăm unii de la alții. Spuneați într-o emisiune televizată, de fapt nu spuneați, dar erați prezentat prin intermediul unui gând care vă aparține și o să-l citez. Ceea, ce ceea ce contează când vine vorba de o carte e ca paginile ei să fie bune. Bune la ceva, bune de somn, bune de trezit, bune de mers pe un drum pentru îndeplinirea destinului, care, apropo, tot într-o carte e scris. Aproape un manifest literar această afirmație. Și se desprende de aici ideea că ar avea așa un scop uh, utilitar. Eu Ş... cred că mai multe scopuri are. Cel puțin câteva urmărite. De a mai face câteodată pe oameni să uite de grijile lor cotidiene și să uh, descopere acolo că există o viață frumoasă și o pot face ei cu mâinile lor chiar aici. O altă idee este că Poezia este ceva care uh, le, le dă oamenilor senzația că poți zbura. Pentru că atunci când citești, chiar uh, poți să ajungi, poți să te întorci, poți să vezi mult mai multe și probabil și să simți mai multe, și uh, nu este tare complicat de făcut poezie. Pur și simplu pui acolo niște cuvinte unele lângă altele, găsești rimele potrivite dacă vrei să scrii cu rimă, cauți niște sensuri și încerci să le asamblezi acolo ca să fie descoperite la prima lectură sau uneori la a doua și așa mai departe. Nu e nimic complicat și toate probabil că... Arghezii vor -ar contrazice că la el poezia acolo e S-ar putea. Chine. actul de creație. Mă rog, eu cred că Scrisul cărților, și mai ales scrisul poeziei, nu trebuie să fie dureros, trebuie să fie din potrivă bucurie, și împărtășirea acestei emoții sau bucurie poate fi făcută cu oamenii apropiați sau în relația cu oamenii apropiați. Deci, poezia este ceva frumos, ceva înălțător, ceva care uneori ne mobilizează, alte ori ne spunem durerile și nedumeririle și sunt o mie, cred că, sau milioane de registri în care scrie niște rânduri, că sunt șapte, că sunt rugăciuni, că sunt strigăte de bucurie sau de de altceva. Dar cât e talent și cât e exercițiu când vine vorba de poezie? Pentru că unii zic că e mai mult nevoie de exercițiu la proză și devii mai bun de la carte la carte la poezie, dar ori ai talent, ori nu ai și poezia așa e o răbufnire, o exteriorizare mai degrabă. Cred că este chiar întrebarea pe care am adresat-o unui scritor viu pe care l-am întâlnit în viață când eram foarte tânăr și am, exact asta am întrebat, că era formula aceea cu Inspirații și transpirații, 99 de procet, și așa mai departe. Nu țin minte exact ce mi-a răspuns, dar sensul cred că l-am păstrat și sunt de acord și, și acum cu afirmația asta, că de fapt, asta este într-un fel o muncă. Adică chiar și iluminările când îți vin. Cu rimii sau cu, cu sensuri, ele de fapt vin dintr-o muncă a minții sau a, a sufletului sau a inimii tale, și nimic nu este întâmplător. Deci ai mers spre, spre asta. Și cred că cel puțin pentru mine este o muncă nu tocmai spectaculoasă, dar cel puțin frumoasă, interesantă că ai ajuns la la o afirmație și vrei să o răstorni și încerci să răstorni sensurile și tot ce ai spus până atunci, după ce ai făcut asta, crezi că ai încheiat-o și este un text gata, încheiat la toți nasturi și mai încerci odată să răstorni afirmațiile deja pe care le-ai răsturnat odată și revii câteodată la punctul inițial, dar mult mai, mult mai departe și mult mai profund. Dar asta e așa, cum? O impresie din interior sau o privire din interior, ce cred și ce simt. Dar nu asta contează. Contează, cred că, ce le-a făcut altora textele astea, cum o carte i-a ajutat să se apropie pe niște oameni sau, din potrivă, să transmită semne de dragoste atunci când sunt departe unul de altul. Să revenim un pic la ceea ce spuneați că poezie trebuie să folosească la ceva. Pe de o parte, parcă în zilele noastre nu mai facem artă de dragul artei și avem toată libertatea din lume când vine vorba de creație. Mi-am că am trecut un artist a lipit chiar o banană din perete și a spus că asta e o operă de artă și a vândut-o chiar. Cumva asta deschide de hotarele, dar pe de altă parte, unii ar putea să spună că ceea ce circulă pe internet, limbajul accesibil sau când te gândești foarte mult la receptor, la cel care o să citească poezia, ar transforma ar textul într-o poezie de consum sau de blog. Ce părere aveți dumneavoastră despre poezia de consum și nu credeți oare că această poezie de consum, nu știu de ce oamenii o privesc ca pe o specie inferioară, nu credeți că este ea oare, poate o, o direcție nouă în literatură și predecesorii așa se încapătinează să o nege? Eu nu știu care este poezia de consum, care este de larg consum sau de consum în gust. Eu cred că avem privilegiul în zilele noastre să putem înțelege sau savura sau să ne bucurăm de atâtea, atâtea pagini care există în lume scrise în română, în engleză, în rusă și în toate limbele lumii, încât nu ar trebui să fie conflictul ăsta care este bună și care este mai puțin bună pentru că la un moment dat toate să, să aștern, dacă e nevoie să se așează într-o ierarhie, dar nu știu dacă e chiar e nevoie. Uh, și atunci, uh, indiferent de faptul că se înscrie într-un curent literar sau nu se înscrie sau este catalogată drept reușită sau nereușită, dar o carte, dacă este îndrăgită de, de oameni și chiar și de către unul singur, este uh, este un semn de, de dragoste sau de, de apreciere pentru cel care a scris cartea. Dar cum vă alegeți dumneavoastră cărțile? În funcție de ce criterii? ce e bun pentru dumneavoastră, de exemplu? Eu am o metodă de lectură pe care am tot împărtășit-o altor oameni de-a lungul anilor. Unii, probabil, că au și îmbrățișat-o, este că, dacă îmi place un scriitor, îi citesc toate cărțile și nu fac uh, greșeala din tinere tinerețe de a compara cărțile unele cu altele. Uh, pentru mine toate sunt bune. Dacă mi-a plăcut la un moment dat, atunci când eram tânăr și probabil nu am înțeles prea multe din uh, un veac de singurătate, dar mi-a ră rămat senzația aceea de, de frumusețe și de magie, am citit uh, mai târziu tot Marches. Dacă mi-a plăcut uh, Leosa, am citit pe tot. Uh, dacă uh, îmi place... Andrei Machin, i-am citit toate cărțile, inclusiv cele scrise cu pseudonim, dacă într-o zi uh, am luat o carte a ficii mele și era Harry Potter uh, și Piatra Filozofală, le-am citit pe toate următoarele uh, șase și apoi piesa și așa mai departe și manualele pe care învățau uh, uh, tinerii magicieni de acolo și uh, cred că este uh, un scriitor uh, foarte bun. Și așa mai departe cu fiecare dintre scriitorii pe care i-am descoperit și mi-au plăcut. Și uh, de la biografii și autobiografii ale lor până la uh, studii despre ei. Și asta cred că este o metodă, poate nu cea mai simplă, dar una care mi se potrivește mie. Da, se spune că fiecare om poate să scrie o singură carte. Nu aveți senzația uneori că se epuizează scriitorii în alte cărți, adică este o carte care concentrează de fapt toate, nu știu, trăirile, subiectele și restul sunt niște poate prelungiri? Poate, nu știu, mă rog, dar s-ar putea și pe ăștia care au scris uh, 80 de cărți, Agata Cristie, să fi scris doar uh, că toate 80 sunt de fapt o singură carte. Este opera ei. Pe care uh, am îndrăgit-o și ne place ori de câte ori revenim, uh, fie că este vorba de o, uh, o carte pe care n-am citit-o până acum, sau un serial care este bazat pe uh, crimele din uh, cărțile ei. Uh, bine, și aici uh, cred că orice întrebare are cel puțin două răspunsuri. Uh, cred că um, cel puțin. Uh, Așa cred și se potrivește cu experiența mea: este că în cărțile mele eu nu povestesc despre mine. Ca atunci, dacă povestești despre tine, s-ar putea să aveți dreptate și cu o carte să epuizez toată biografia sau biografia sentimentală. Dar mie îmi place să-mi scriu cărțile despre alți oameni sau despre lumea din jurul meu care se oglindește într-un fel cu propria mea experiență sau într în vreo legătură cu asta. Și atunci, cred că nu e puizez toate subiectele sau toate poveștile, toate istoriile care ajung la tine și vrei să le repovestești sau să povestești așa cum le-ai înțeles altora și nu le epuizez într-o carte, pentru că ele tot se întâmplă noi. Avem se mișcă. da, cred că privilegiu sau uh, bucuria de a, le, a fi auzit de la părinții noștri, de la bunei noștri sau, sau de la copiii noștri. Dar cine vă citește cărțile înainte ca acestea să apară? Uh, în afară de redactori, editori? Cred uh, că uh, sunt câțiva prieteni, sunt uh, niște pagini citite de fica. Vreau spun că e nevoie de cineva obiectiv, aveți nevoie de o părere obiectivă. Da, obiectiv. am tot uh, spus că uh, citesc că uh, o carte înainte să ajungă carte, câțiva prieteni și atunci ei sunt destul de direcți în relația asta de amiciții și spun că aici nu este poanta, aici nu este nimic interesant, despre asta am mai spus și atunci la o lectură și o rescriere a unor texte trebuie să depun efort mai mare și să găsesc poanta care lipsește sau, sau o istorie pe care n-am mai povestit-o. Vă enervează când oamenii vorbesc despre dumneavoastră ca scritor, așa, în termeni idolatrici? Sau când se uită la un scritor ca la un, nu știu, zeu? Eu nu știu, că probabil că nu-i nu cazul meu. Sigur că sunt momente de care mă enervez, dar asta nu ține de, de, de profesie, ține mai mult de, de viață. În același timp, dacă ajung uh, unii să-mi ceară sfatul sau chiar ajutorul, asta mă bucură, pentru că la fel mi s-a întâmplat și mie uh, cu oamenii care erau mai în vârstă și erau uh, scriitori consacrați, și celor din generația mea sau pe cei din generația mea i-au încurajat și. Uh, le-au tot spus, hai scrieți că doar asta e drumul, dacă vreți să ajungeți ceva sau undeva, doar scrisul este calea. Am observat că în ultimul timp vă preocupă traducerile. Traduceți mai ales din clasicii ruși, din câte am observat. Este așa o preocupare de moment sau o luați destul de în serios și ne-am putea aștepta la un volum de traduceri curând? Cred că, sau cel puțin dau impresia că tot ce fac eu este serios sau din potrivă este neserios. Dar asta este uh, probabil și o provocare sau o încercare de a vedea dacă mă descurc acolo. Și în același timp am tot povestit când m-a întrebat cineva de ce fac, este că la început am început să traduc pentru că am vrut ca generațiile care nu cunosc foarte bine limba rusă să înțeleagă în română și să savoreze poezii cu care am crescut noi și în același timp generația fiicei mele m-a ajutat ca ei deja cu cunoștințele lor de engleză să să-mi traducă și să înțeleg poezii din poezia universală. Și a fost și aici un, un schimb. În același timp, sunt probabil capodopere ale literaturii ruse, care sunt și capodopere ale literaturii universale, care uh, sunt în mintea mea de pe vremea adolescenței sau a, a copilării, care până acum nu mi-au dat pace și au tot rămas acolo, le-am tot repetat, încât uh, dacă le traduc în română și le dau mai departe, scap de ele. Uh, și asta. Poate că este și o altă explicație de de ce, fac, de ce fac asta. Sigur că poate că într-o zi s o aduna uh, atâtea câte să se fac o carte sau uh, mai multe cărți. Am tradus și apropo, <coughs> cred că prima încercare mai serioasă este că uh, atunci când uh, cu doi ani în urmă unul dintre colegii și prietenii mei care se află acum la Moscova și este scriitor moldovean de expresie rusă. Am primit 50 de ani, m-am gândit ce pot să-i fac eu drept cadou și am tradus 50 de poezii și le-am le transmis. Mă rog, el, fiind o firă poetică, a spus ca și plânsă atunci când le-a citit în română. Dar nu asta era scopul. Scopul era ca să încerc să văd dacă mă pot descurca și pot face în român exact la calitatea pe care le-a făcut autorul în original, fie că este vorba de el sau de a, alți înaintași. Dar e un proces complicat, că e cumva un proces de recreare a unui text până la urmă. Traducere. Da, pentru mine, nu că e simplu, dar metoda mea este ca să înțeleg sau să încerc să înțeleg uh, sensul și în același timp să repovestesc tot asta la fel de melodios, la fel de ritmat și la fel de profund în limba, în limba română. Și de asta atunci când le împărtășesc dau și originalul ca dacă cineva poate mai bine să facă, dacă nu, să se bucure de, de astea care sunt deocamdată. Dumneavoastră sunteți profesor universitar la Facultatea de Jurnalism. Da, să spunem mm -hmm. cadru didactic, asta. Mm -hmm. Ok. Nu vă tentează ideea să fiți mentor și pentru tineri poeți să zicem, de exemplu, un atelier de scriere creativă? Sau scritura e un act personal? Mm -hmm. uh... Eu cred că uh, nu e neapărat nevoie să fie asta oarecum uh, oficial, pentru că o grămadă de cărți, inclusiv de poezie, ajung la mine și oamenii tineri mă întreabă părerea mea sau îmi cer ajutorul și atunci poate că asta se întâmplă în cadrul informal și atunci e mai bine pentru că câteodată e nevoie de discreție și așa mai departe și pă, cine mă caută, mă găsește inclusiv de la alt capăt de lume sau de mă rog, de peste ocean sau de, de peste mări și atunci nu-i tare e complicat să, să mă găsească. Cum a fost anul 2020 pentru dumneavoastră? Ați putut scrie ceva atunci când am stat în izolare, pentru că toată lumea vorbea de un exces de timp liber, dar era așa un fel de timp liber impus și sufocant. A fost o perioadă productivă din punct de vedere literar? Cred că da, doar că ce, ce n-am avut eu. Probabil și mulți dintre alți oameni care fac alte profesii, este că, pe uh, de o parte, poate că am reușit să ne concentrăm pe munca noastră mai, mai mult și mai bine, dar, în același timp, am pierdut uh, uh, din punctul de vedere al interacțiunii cu alți oameni, pentru că chiar și scrisul are, are nevoie de interacțiunea cu. Oamenii pentru care scrii, sau uh, oamenii la care ajung cărțile, sau uh, în cadrul unor uh, evenimente sau ateliere, oricum facem un schimb de energie și de idei, și atunci, în lipsa acestora, uh, tot procesul ăsta parcă nu are sens. Deci, uh, fiecare timp sau segment de timp are avantajele și dezavantajele lui 2020, a fost unul oarecum ciudat. Dar în același timp am încercat să ne adaptăm și poate că nu aș fi tradus atâta dacă nu era pauza asta de, de alte activități, și în același timp, probabil că trebuie să-și recuperăm în, în ceea ce privește asta interacțiunea umană și cu, cu oamenii dragi. Și în același timp, probra, probabil că ne-a lipsit și ne-au lipsit și călătoriile care cred că îi ajută pe oameni să uh, vadă alte orizonturi, să să schimbe peisajele și să revină cu putere și forțe noi. Toți vorbesc de niște lecții pe care le-am învățat din toată pandemia asta. Ce lecții ați învățat dumneavoastră? O, aici trebuie să gândesc, <laughs> să gândesc mult. Uh, bine, aici e o discuție lungă și noi epuizăm. Bine. Poate că una dintre lecții este că să încercăm și mai departe să ne concentrăm pe sarcinile noastre sau pe viețile noastre. În același timp, asta nu poate să dureze izolarea asta și restricțiile impuse pentru că oamenii au nevoie să interacționeze unii cu alții și dacă nu se întâmplă, se întâmplă lucruri și mai. Grave. În același timp, dacă până acum lumea a fost într-un echilibru, chiar dacă fragil, echilibrul ăsta s-a stricat și ea trebuie să revin înapoi la, la un echilibru. Poate nu la cel precedent, dar la unul care, în care toți să își poată fac, face munca bine și cei care scriu cărți și cei care. Produc și cei care creează, și cei care inventează sau cercetează, și așa mai departe. Și copiii, că ei merg la școală sau mergeau la școală, nu pentru că să învețe carte, formule și așa mai departe, care ori, ori nu le sunt necesare în viață, dar inclusiv să interacționeze între ei, să lege prietenii, să-și să povestească unul altuia experiențele și așa mai departe. Și nu pot să închei fără să vă cer o recomandare de lectură. Nu știu care e ultima carte care ați citit-o și v-a plăcut și ne-o recomandați. Uh, bine, eu acum sunt la o perioadă în care încerc să duc la capăt toate cărțile și cred că am făcut-o cu succes, doar că ei mai sc sunt scriitori în viață și mai, uh, mai scriu între timp. Uh, este vorba de un scriitor suedez pe care care, sigur că ați auzit, este autorul lui uh, un bărbat pe nume Ove și uh, I-am citit toate cărțile și acum sunt la oameni anxioși. Frederick Beckman. Uh, și celălalt, care la fel este contemporan și scrie mai departe și cea mai recentă carte, inclusiv tradusă în limba română, de foarte recent este Biblioteca de la Mezul Nopții Măthag. Uh, cu el este tot o... o uh, Istoria interesantă este că de acolo am aflat despre din umani din romanul lui Umanei, despre Emily Dickinson, pe care am început să o citesc în engleză și poate că într-o zi am să încerc și să traduc. Poezie ceva? Da, Emily Dickinson este. Ah, e poezie. Da, probabil cea mai celebră autoare poetă din Statele Unite. Mm -hmm. Și o ultimă întrebare, am promis că închei, dar dacă ar fi să trăiți toată viața într-o carte sau în pielea unui personaj, care ar fi carte, S -s -s -s. Sau Sigur că nu știu. <laughs> Când, Când aveți da, doar unul? Nu, nu operăm cu dacă, dar cred că cineva are grijă acolo sus ca să ne pună pe noi în fiecare carte pe care o merită și cu faptele de aici pe care le facem să ne potrivim cu o carte. Cred că în anumite momente ale vieții suntem un anumit personaj. Probabil. Mulțumesc tare mult pentru dialog. A fost o plăcere să stăm de vorbă în această dimineață. Și un sfârșit de an cât mai frumos aveți!